vorbim despre startup-uri și afaceri care devin afaceri de la o idee, o idee inovatoare. Alături de mine, Andrei Cosmin Munteanu, reprezentant Innovation Labs Timișoara. Bună ziua, bine ai venit! Bună ziua, bine te-am găsit, mulțumesc frumos de invitație. Cu mare drag. Acum două săptămâni, la finalul lunii martie, a avut loc hackathonul la Timișoara, Innovation Labs. Care au fost ideile câștigătoare? Sau câteva măcar, okay, care vor intra în finală? Da, noi am selectat după hackathon 15 echipe care au intrat în perioada de mentorare și suport. Avem idei de la configuratoare 3D pentru magazine de mobilă până la sisteme hardware care te ajută să-ți controlezi becurile prin casă, până la unele soluții care se bazează pe cercetarea academică. Deci să precizăm, că am intrat prea abrupt și cred că nu știe toată lumea despre ce e vorba, sunt oameni care au idei, da, idei inovatoare, idei mai poate trăznite pentru alții și care vin la acest concurs, hackathon, care a avut la Timișoara loc, au avut loc astfel de concursuri și în Cluj, Iași, București. Exact, exact. Mai e undeva? Peste tot prin țară. Deci peste tot prin Innovation țară. Labs este un program național, se desfășoară de 12 ani de zile în România. Noi suntem cei care ne ocupăm de el regional, adică se întâmplă în Timișoara, dar în Timișoara reunim oameni și din Arad, și din Oradea, și de la Lugoj. Oricine care are o idee de business poate să vină și să folosească acest program ca și portiță de a intra în lumea asta și de a transforma ideea, sau de fapt problema de la care pleacă, la un business funcțional. Și atunci noi ghidăm în tot procesul ăsta. Portița de a intra în program este acest hackathon, care se întâmplă o dată pe an, de obicei în cursul lunii martie, și se întâmplă în, cum ziceai și tu, se întâmplă în Timișoara, Cluj, Iași și București. Mai apoi, noi la Timișoara am avut 160 de participanți care au venit, au participat la eveniment. Din acei 160 de participanți, 42 de idei au fost prezentate, 20 de idei au fost selectate și pe ele s-a lucrat pe parcursul weekendului, ca mai apoi să selectăm 15 echipe care au intrat pe parcursul unui program de mentorare care a început la începutul lunii aprilie și care la sfârșitul lunii mai se termină cu o competiție. O competiție inițial cu o fază regională, iar mai apoi cu o fază națională la București. Când se bat cu cei de la Iași, București, din toată țara. Da. Scopul programului e unul educațional. Ne concentrăm pe a dezvolta aceste competențe antreprenoriale, pe a le oferi oamenilor infrastructura de care au ei nevoie ca după aia orice idee de business sau să poată să o încerce. Și se conectăm un pic în lumea asta. Se conectăm cu mentor, cu alți antreprenori care au făcut asta la rândul lor, astfel încât ei, pe parcursul programului, cât și după program, să aibă acces la toată baza asta de oameni, pentru că, la sfârșitul zilei, toată munca asta de antreprenoriat e o muncă de networking, de a cunoaște cât mai mulți oameni, ca să înveți de la ei, ca să preiei niște idei și să cer păreri, ca să știi că dezvolți ceva ce poate ar avea sens să fie un business la un moment dat. Spuneai că oricine are o idee de business vine la hackathon, intră în lanțul acesta. Nu orice idee de business, adică dacă vreau să-mi deschid un magazin la colț de stradă, nu vin la hackathon. Sunt totuși niște idei, ce fel de idei de afaceri? Sunt niște idei care au o componentă de tehnologie. Au o componentă de tehnologie, noi astea le numim startup-uri de tehnologie. Adică sunt niște business-uri care au un potențial mult mai mare de scalabilitate. Poți să crești de la un client la 100 de clienți fără să trebuiască să mai deschizi 3 covrigării. Asta e comparația dintre business-urile alea clasice care pentru ele ai nevoie de un plan de business, ai nevoie de un VAT bun și șansele finanțare și șansele sunt să-ți iasă. Ei bine, startup-urile de tehnologie pot să fie niște business-uri pe care le începi cu un minim de finanțare spre zero, mult mai multă transpirație și cunoștințe decât finanțare. Dar în același timp sunt niște business-uri care au un potențial să devină foarte, foarte mari, foarte repede. Atât timp cât ele rezolvă o problemă reală în piață și oamenii sau alte business-uri sunt dispuse să scoate bani din buzunar pentru a li se rezolva problema. Și acum poate cei care ne urmăresc se gândesc că acum, bine, numai cei de la Politehnică, absolvenți de Politehnică și ingineri poate să vină aici, adică...
E foarte bună întrebarea pe care ai ridicat-o. Echipele astea care se formează în jurul ideilor de business ar trebui să fie niște echipe multidisciplinare. Ar trebui să avem și pe programatorii de la Poli care știu să construiască soluția, dar doar o soluție, fără componentă de business, fără o componentă de să arate frumos, fără o componentă de hai să ne gândim cum ajungem să ajungem la potențialii noștri clienți, e doar o soluție tehnică, nu e un produs. Și atunci diferența dintre un produs care are clienți, a ajuns la clienții lui prin tot felul de canale de marketing sau de sales, acolo arătăm de fapt echipa asta multidisciplinară. Și atunci noi avem ca și participanți în programele astea psihologi, antreprenori, oameni care studiază literatură, researcher din zona universitară. Avem un set foarte vast de profil de oameni pe care îi angrenăm să ajungă ei în echipe sau vin ei deja cu echipe gata formate. Noi marjăm foarte mult pe multidisciplinaritate. Deci dacă nu au complementaritate de cunoștințe în echipă, îi ajutăm să li se alăture alți oameni în echipă, astfel încât să ajungem în formatul ăsta de echipă care poate să fie o echipă funcțională. Asta vreau să subliniez. E vorba de echipă. Nu se merge singur. Am o idee și mă duc și mă prezint. Poți să vii și doar cu o idee, dar în cadrul weekendului, dacă ideea ta este votată și pare o idee care ar avea succes, va trebui să-ți formezi o echipă. Singurul mod în care poți să intri în program este cu ajutorul unei echipe. O idee cu un antreprenor de unul singur, nu, șansele de succes sunt mult, mult prea mici. Trebuie cel puțin să ai cu cine să-ți împărtășești gândurile, astfel încât să fie cineva acolo și când e bine, dar mult mai important când e greu. Atunci când e greu, dacă e singur, șanse mult mai mari să abandonezi barca decât atunci când e greu și totuși mai ai pe cineva cu care să poți să lucrezi împreună. Bun, ajung la mentorat. Trec de mentorat și vine competiția finală, se stabilesc câștigătorii. Ce se întâmplă cu aceste idei? Mai odată, pe partea asta de fiind un program național, ei au parte de expunere la nivel național. Deci simplu fapt că ajungi în finală, simplu fapt că ajungi acolo în fața a mii de oameni, atât fizic cât și în online după, e un câștig. Automat toată soluția și tot businessul pe care îl construiești ajunge să fie super mediatizat. Dar de acolo pot să plece o grămadă de alte colaborări. Vedem startup-uri care au pornit la Innovation Labs acum câțiva ani, care au colaborări în zona de corporate. Vedem startup-uri care au pornit la Innovation Labs acum câțiva ani, care au ridicat runde de finanțare. Anul ăsta o componentă foarte importantă este că alături de Innovation Labs, partener strategic îi avem pe cei de la Early Game Ventures, al cărui plan este să investească într-unul dintre startup-urile finaliste din actualul program de Innovation Labs de anul acesta. Deci ei pot să plece cu parteneriate, pot să plece cu clienți, pot să plece cu bani. Miza-i mare pentru ei și totodată și lista de oportunități pe care ei le pot accesa ajungând până în finală. Deci totul e să convingă ca să primească și bani. Pentru că clienții, ca să zic așa, sau finanțatorii stau la dispoziție, trebuie doar să-i convingă. Da, da. Au toată infrastructura. Tot ce vrem să vedem de la ei este că ei se folosesc de tot ce au pe parcursul programului, că muncesc foarte mult și munca aia se traduce doar dacă ai o echipă cu care să muncești. Și de aia revenim din nou la cuvântul ăla echipă, astfel încât ei să poată să putem să vedem progresul ăla de la hackathonul pe care l-am avut la sfârșit de martie până la sfârșit de mai, când au un prototip, au deja poate niște potențiali clienți, au reușit să identifice cum ar trebui ei să facă bani și, hei, poate o parte dintre ei chiar deja fac bani. Noi avem echipe în momentul de față în program care își facturează clienții. Înainte să ajungă la final. Înainte să ajungă la final. 12 ani, spuneai că Innovation Labs. Ați urmărit, sunt afaceri dezvoltate deja, le avem pe piață, sunt de succes? Avem, pot să-ți dau și nume? Fără nume de firme, dar măcar produsul. Bun, sau în regulă. Avem chiar și exemple locale. Avem exemple locale care folosesc inteligența artificială pe radiografii medicale ca să identifice cancer.
Avem o astfel de soluție dezvoltată, pornită de la Innovation Labs în Timișoara acum Dacă câțiva ani. Dacă nu, anul trecut cred că au fost în emisiune cei doi băieți. S-ar prea putea. El e un exemplu local de succes. Se poate. Poți să pornești de la un astfel de program, poți să pornești cu ideea cu care au pornit ei a fost complet diferită. Și nu e, la sfârșitul zilei, de fapt, nu e despre idee, ci din nou, este despre echipa aia care reușește să identifice care e problema pe bune în piață. Avem exemple de genul locale, avem exemplu naționale de startup-uri care au pornit tot așa de la Innovation Labs, au făcut un parteneriat cu o companie din zona de corporate ca să-i ajute să-și crească vânzările dramatic. Și au făcut treaba asta tot așa de la niște studenți care au pornit de la Innovation Labs și care câțiva ani mai târziu acum au o soluție pe care acea multinațională urmează să o scaleze și în alte țări și au pornit în România. Crește numărul celor care vin la Innovation Labs, la Hackathon, aici pe zona regională de la un an la altul? E o șansă enormă pentru tinerii care vor să devină proprietari de afaceri, antreprenori, dar trebuie să aibă și idei. Noi lucrăm foarte mult la partea asta de educație, la faptul că e important să vii să încerci, pentru că în cadrul ăsta controlat, în cadrul în care ai tot suportul de care ai nevoie, e cel mai ușor să vii să încerci. Vii să încerci. Antreprenoriatul nu e pentru toată lumea, dar vii, faci un pas, vezi cum arată, cel puțin pe parcursul unui weekend. După aia, dacă îți place, dacă ai reușit să te alături în echipe sau să-ți construiești o echipă ta și să intri în program, beneficiezi și de restul etapelor din program. Dar primul pas, ăla în care vii să vezi dacă ți se potrivește și dacă e pentru tine, e foarte important și nu te costă absolut nimic. Te costă niște timp, niște energie și poți să acaparezi foarte multe cunoștințe. Și ca să și răspund la întrebare, vedem că crește. Față de anul trecut, cel puțin, avem undeva la aproape spre dublu numărul de participanți. Vedem o creștere în apetitul înspre antreprenoriat, însă ce ne dorim noi foarte mult e că această creștere să fie în continuare susținută. Adică vrem să vedem că sunt curioși de zona asta de antreprenoriat, vrem să le arătăm și cu toate exemplele de succes din trecut, că uite, se poate. Și atunci bila e cumva la fiecare să vină, să vadă și să încerce. Și după aia fiecare își trage concluzia. E pentru mine sau... Hai că poate totuși e mai simplu bine ca angajat. Exact, e mai bine în vară. Da, poți să fii angajat și într-un startup. Da. Aveți cazuri de persoane care au venit, au participat, n-au câștigat și revin în următorul an cu alte idei? Da, avem și cazul ăsta de vin, am văzut, am încercat și ăsta e și exemplu business-ului de succes de care ziceam mai devreme. Ei au venit în primul an, au încercat cu complet altceva, n-au reușit să facă nimic. S-au întors în al doilea an, mai pregătiți, mai cu zvâc, mai dorniți să se afirme și au început deja să construiască ceva, ceva ce desigur 2-3 ani mai târziu a ajuns să fie un business. Dar ei acolo, în cadrul programului, au reușit să pună bazele, au reușit să-și construiască baza de date de oameni la care ei pot să apeleze și au găsit și primii investitori printre acești oameni. Ca mai apoi, când au avut soluția pregătită și când chiar au zis, ok, ăsta s-ar putea să fie un business, au reușit să și atragă primele investiții. Și atunci îi vedem, fie că îi vedem în Innovation Labs, fie că îi vedem prin alte programe, îi tot vedem că revin și că încearcă. Și asta e cumva ce ne dorim noi. Vii, vezi, încerci, poate acum vii cu o idee, data viitoare vii cu alte idei, înțelegi cum funcționează toată infrastructura asta de... Ați valida, de fapt, că tu trebuie să-ți validezi ideea ta de business, că, de fapt, ea e o problemă care există în piață și atunci, de acolo încolo, trebuie doar să construiești și, cumva, cuvântul cheie aici ai reziliență. Trebuie să tot muncești, trebuie să tot încerci până când ajungi la acea problemă pe bune. Am înțeles că nu trebuie să fii doar inginer sau absolvent de politehnică, poți să fii de oriunde doar idei să ai. Acum aș mai întreba de vârstă, pentru că poate cei care ne urmăresc se gândesc că doar tinerii vin acolo. Sunt tinerii care ies de pe băncile facultății, plin de idei, vor să devină patron de afaceri și e doar pentru tineri sau absolut oricine? Plaja de vârstă e de la liceeni, avem liceeni care vin în cadrul programului și avem researcher care lucrează de 20 de ani în universitate și care vor să găsească un mod aplicat de a-și valorifica cercetarea.
Deci plaja de vârstă e, nu știu, 18, 40, 50, adică nu e vorba despre o restricție de vârstă, e vorba despre, ok, ești, ce vrei să faci și dacă este ceva în zona asta de startup-uri de tehnologie, hai să vedem, ai o idee sau vrei să te alături unei echipe și atunci pur și simplu vii și hackathon-ul poți. Și dacă nu ai idee, te poți lipi de unii care au idei. Desigur, pentru că fiecare, din nou, fiecare echipă, țelul nostru este ca echipele să fie multidisciplinare. Fiecare echipă va avea nevoie de ajutor, va avea nevoie de un acel cineva. Și cu atât mai mult dacă ești tânăr și cu zvâc ai calitățile alea, dacă ești mai experimentat și poate ai niște experiență în câmpul muncii, poate chiar vii cu o problemă validată din industrie sau poate vii cu un set de competențe mult mai solide și poți să ajuți mai bine o echipă. Deci poți să fii cu idee cu echipă, cu idee fără echipă, fără idee fără echipă sau fără idee și totuși cu o echipă. Și atunci pur și simplu îți mai faci rost de... Oricum, omul cu ideea. Oricum, găsește locul. Da. Există anumite idei de afaceri care au mai mare succes în fața finanțatorilor? Acum depinde de fiecare finanțator. Acum bănesc că nu toată lumea trebuie să inventeze ceva. Nu, nu. Fiecare finanțator are o anumită teză de investiție. Se uită la anumite lucruri. Sunt unii care se uită indiferent de sector și se uită la, din nou, echipă, mai ales la investițiile la început de drum. Investițiile la început de drum se fac între oameni, nu se fac între organizații. E încrederea investitorului ca tu, ca om, tu, ca echipă, să poți să livrezi ceea ce zici. Iar mai apoi depinde foarte mult de teza fiecăruia. Desigur, sunt unele idei care teoretic sunt mai scalabile, sunt mai ușor de implementat și mai ușor de accelerat, pe când o idee în zona de medical care durează mult timp, ai nevoie de certificări ca să poți să lucrezi cu pacienții și să poți să facturezi în zona de medical, ai nevoie de certificări la nivel european care te costă bani și foarte, foarte mult timp. Sau dacă e să construiești o soluție care are și niște componente fizice, din nou, e mult mai complex, e mult mai greu să asiguri o astfel de dezvoltare, din nou, din punct de vedere timp și bani. Și atunci soluțiile care sunt pur digitale, pur software, sunt uneori mai interesante din prisma investitorilor pentru că sunt șanse mult mai mari să afli un răspuns dacă este sau nu un business. Și atunci acolo s-ar putea să fie un apetit mai mare, dar depinde din nou de teza fiecărui investitor în parte. Mai avem doar un minut și vreau să te întreb, cei care ne-au urmărit și sunt interesați să participe, cum vă găsesc? Innovation Labs, noi suntem acum pe național. Unde? Timișoara, Cluj, cum vă găsesc? Poți să intre pe innovationlabs.ro, unde avem deja un formular de preînscriere pentru edițiile următoare. Poți să ne lase un mesaj pe Facebook, poți să ne scrie un mesaj pe e-mail. Puteți să vă înscrieți deja pe website. Ne găsiți peste tot în online. Pentru cei din Timișoara, ne puteți scrie și pe canalele din Timișoara, fie că sunt ele de social media, fie că ne găsiți pe website. Scrieți-ne, puteți să, dacă aveți și întrebări, dați-ne întrebările. Hai să încercăm să vă ajutăm să răspundem la întrebări până când ajungeți în hackathon. Înscrierile bănuiesc că vor începe la un moment dat pentru ediția de anul viitor. Da. Mulțumesc tare mult pentru această discuție, pentru toate aceste informații și ne vedem la anul la hackathon. Doamnelor și domnilor, Forum Economic se încheie aici. Sunt Adriana Pinti, vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare la aceeași oră.